exact și locurile unde au găsit ei vestigiile. În fața ochilor, pot atinge într-un anumit mod bizar anumite obiecte și lucrurile astea le fac cu o frecvență și cu o intensitate și cu o durată destul de mare, adică le fac des, le fac mult și ori de câte ori au ocazia să interacționeze cu obiectele de tipul acela, intră în aceste comportamente stereotipe și repetitive și nu au joc simbolic. Jocul